timp de câteva minute, ursul și cu mine am stat one-to-one. Avea niște ochi mari și expresivi și o blană mătăsoasă. În cele din urmă, ursul a început să se miște și l-am urmărit până a dispărut în pădure. A fost o întâlnire cu adevărat memorabilă. Chiar dacă am fost înspăimântat, am reușit să rămân calm și să fac ce era necesar pentru a evita o situație periculoasă. În plus, am avut ocazia să văd de aproape o ființă deosebită și să experimentez puterea naturii. În concluzie, experiența din natura reală mi-a oferit o înțelegere mai profundă și mai intimă a importanței protejării mediului și a salvării speciilor sălbatice din habitatul lor natural. Nu există nimic mai frumos și mai impresionant decât să trăiești aceste momente și să realizezi că toți suntem responsabili pentru binele nostru și pentru binele planetei noastre. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod Haiducul! Sunt încântat să împărtășesc cu voi acest nou conținut pe care l-am pregătit cu mare drag și entuziasm. Am petrecut multe ore pentru a-l crea, iar acum sunt foarte bucuros să vi-l prezint. Printre motivele pentru care oamenii aleg să practice detectarea metalelor ca hobby, se numără dorința de a descoperi istoria vremurilor trecute și de a învăța mai multe despre artefacte și obiecte antice. De asemenea, poate fi o activitate distractivă și în aer liber potrivită pentru oricine dorește să exploreze natura. Muleu, de la Ceanșe, că de la ei 1947. Pregătirea pentru căutarea comorilor poate fi o aventură în sine. Trebuie să ne planificăm traseul, să verificăm hărți și să studiem istoria locurilor în care ne-am hotărât să căutăm. De asemenea, trebuie să fim pregătiți fizic și psihic pentru orice situație care ne poate apărea pe parcursul căutărilor. Însă, cel mai important este să ne bucurăm de călătoria noastră și de toate aspectele fascinante care o însoțesc. Detectarea metalelor în România este reglementată prin mai multe acte normative. În primul rând, Constituția României garantează protecția patrimoniului național și a moștenirii culturale. În plus, legea privind protecția patrimoniului cultural național reglementează condițiile și restricțiile de detectare a metalelor în zonele cu valoare istorică și culturală. Legea prevede restricții pentru detectarea metalelor în anumite zone, cum ar fi siturile arheologice, monumente istorice, locuri de înmormântare sau alte zone protejate sau cu valoare culturală. Detectarea metalelor fără permisiune în aceste zone poate fi considerată infracțiune și ar putea duce la pedepse penale. Pentru a practica detectarea metalelor în România, este necesar să obțineți o autorizație specială emisă de Inspectoratul Județean de Poliție. Pentru a obține autorizația, trebuie să completați un formular de cerere care poate fi solicitat la sediul Inspectoratului Județean de Poliție. În cererea de autorizație, trebuie să furnizați informații despre unde ați dori să practicați detectarea metalelor și să explicați motivul pentru care doriți să faceți acest lucru. După depunerea cererii, aceasta va fi analizată de către autoritățile competente și veți fi informat cu privire la decizia luată. În cazul în care cererea dumneavoastră este aprobată, va fi emisă o autorizație în care aveți permisiunea de a practica detectarea metalelor. În concluzie, pentru a practica detectarea metalelor în România, este necesar să obțineți o autorizație de la Inspectoratul Județean de Poliție și să respectați toate restricțiile și condițiile legale. Există anumite riscuri și pericole asociate cu practicarea detectării metalelor, mai ales dacă această activitate nu este realizată în mod responsabil și cu respectarea legilor. Iată câteva dintre pericolele asociate cu practicarea detectării metalelor. Risc de accidente. Practicarea detectării metalelor poate implica adesea mersul prin zone mai puțin cunoscute, cum ar fi păduri sau terenuri neamenajate, ceea ce poate crește riscul de căderi, răni sau accidente. În timpul practicării detectării metalelor,
există posibilitatea întâlnirii cu urși, mai ales dacă activitatea este efectuată în zonele sălbatice unde aceștia trăiesc. Urșii sunt animale puternice și periculoase și, deși rare ori vor ataca o persoană, este important să fiți pregătit în cazul în care se întâmplă acest lucru. Fiți atenți la semnele de prezență a urșilor. Printre cele mai comune semne ale prezenței urșilor se numără urmele lăsate pe pământ. De asemenea, puteți observa copaci zdrobiți sau zgâriați, ceea ce ar putea indica faptul că un urs a încercat să se agațe de trunchi folosind ghearele. Înainte de a pleca să detectați metalele, este important să vă informați cu privire la pericolele specifice zonei și să vă luați măsurile de precauție necesare pentru a rămâne în siguranță. Canalul Haiducul al lui Cătălin Sandu este doar un exemplu din multe alte comunități online care au același obiectiv, acela de a ajuta oamenii să se dezvolte și să învețe lucruri noi. Cătălin Sandu transmite o serie de mesaje importante și încurajează oamenii să își extindă limitele, să învețe să supraviețuiască în mediul natural și să își petreacă timpul în natură.